Doamne, mântuiește-ne pe noi. Al Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea.
Este nevinovat Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ești minunat între sfinți, pe noi cei ce suntem, aleluia! Înțelepciune drept! Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce e minunat întru sfinți, pe noi cei ce suntem ție, aleluia! Răzbeci, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, s-a coborât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat, și a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a înălțat la cer și șade de-a dreapta Tatălui, și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un trup sfânt, Domnul de viață Păcătorul, care din Tatăl cu cerul, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este înclinat și deslăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez într-o iertare a păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce mai cinstită decât de lucrimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii. Amin.